Bună ziua tuturor! Numele meu este Simina Angelescu, sunt psihoterapeut specializat în psihologie pre- și perinatală și aș vrea să vă împărtășesc câteva idei esențiale despre felul în care copiii trăiesc experiențele traumatice timpurii și modul în care noi, adulții, părinți sau profesioniști, putem să fim alături de ei în recuperarea și vindecarea din aceste experiențe traumatice. În primul rând, trebuie să reținem faptul că copiii trăiesc experiențele dificile într-un mod diferit de noi adulții, deoarece creierul este în dezvoltare, iar abilitățile lor de coping, de adaptare la realitate, nu sunt încă suficient dezvoltate. Ca atare, experiențele adverse sau traumatice sunt cele care le depășesc aceste posibilități de adaptare și pot să creeze blocaje în dezvoltarea creierului și în dezvoltarea funcționării complete, integrale, psihice și corporale a copilului. Ceea ce este apoi important de reținut este că copiii, prin joc, care este modalitatea cea mai naturală de manifestare pentru ei, pot să se recupereze din aceste experiențe. Important este să fim atenți la jocul copilului. În cazul copiilor care trec prin diverse traume, jocul poate să fie blocat sau să dispară din activitatea zilnică sau, dimpotrivă, să devină foarte stereotip și repetitiv. Așa încât, ca adulți, trebuie să ne gândim să creăm acel cadru de siguranță și de conectare interpersonală, emoțională, în așa fel încât potențialul copilului să intre în acțiune și să se îndrepte către o procesare a experienței traumatice. Prin joc, copiii pot să înceapă să își manifeste tensiunile resimțite în corp, să își descarce tensiunile acumulate în experiența traumatică, să plângă sau să râdă, pentru că ambele sunt două modalități perfect valabile. Să acționeze așa cum nu au putut să acționeze atunci, să își manifeste vocea, mișcarea și tot ceea ce aveau nevoie să manifeste în situația traumatică. Condiția esențială este, bineînțeles, ca noi adulții să creăm un cadru de mare siguranță pentru copil, ca el să poată să manifeste toate emoțiile dureroase împreună cu cineva și sub protecția unui adult conținător și iubitor care este acolo pentru el. În cărțile Aletei Zolter veți putea găsi foarte frumos explicate toate procesele implicate în felul în care copiii experimentează traumele și, de asemenea, și multe idei de jocuri și de activități prin care părinții pot să fie alături de copiilor în procesarea și recuperarea după aceste experiențe. Să aveți o lectură plăcută!